Chiar și cei mai mari dependenții de muncă din lume încep să se gândească la ideea că poate a lucra mai puțin ar putea fi mai eficient. În cadrul unui seminar al Forumul Economic Mondial de la Davos, experții au discutat despre beneficiile unei săptămâni de lucru de 4 zile, subliniind modul în care munca flexibilă poate ajuta la păstrarea talentelor și poate duce la o productivitate mai mare. Belgienii vor avea dreptul să lucreze 4 zile pe săptămână fără a le fi reduse salariile conform reformelor economice agreate de coaliția aflată la guvernare. Angajații vor putea opta pentru zile de lucru mai lungi pentru a beneficia de pe urma unui weekend de 3 zile. Eu cred că nu-i bună venită, că lumea pe timpul Ceaușescu muncea și duminica. E puțin 4 zile. De ce să nu le muncească 5? Nu cred că-i binevoit. Așa am eu părere. Acum, nu știu. Nu e bine. Nu e bine să facă, să muncească toată săptămâna ca să ia banul. Belgienii vor putea alege să lucreze 10 ore pe zi în loc de 8 ore. De asemenea, angajații își vor putea schimba programul de lucru de la o săptămână la alta pentru a-și organiza mai bine viața privată. Ar fi bine să se introducă și Ar fi bine, dar nu cred că la noi e ca la nimeni. Alte țări sunt țări dezvoltate. Companiile pot refuza cererea angajaților pentru a restrânge săptămâna de lucru, timp în care aceștia vor lucra același număr de ore ca și până acum, dar angajatorii trebuie să își justifice decizia. Nu cred că este pentru români și așa, nu sunt multe locuri de muncă neocupate, șomajul este mare, nu cred că se asta și nu se justifică. O reducem la 3 jumate, că om e românul, va vrea să plece vinerea mai devreme, adică joia, de fapt, mai devreme. Nu. Și așa noi suntem în urmă cu toată productivitatea muncii, nu dăm randament la cele 5 zile care le avem. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Treburdești. Săptămâna de lucru de 4 zile a mai fost testată în Islanda între 2015 și 2019 și a devenit între timp modelul preferat de 85% din populația activă a țării. Scoția a început să testeze acest model de lucru luna trecută și a pus la dispoziția companiilor participante un fond de 10 milioane de lire.